Un designer de ceasuri, absolvent de teologie, a pregătit un dar special pentru Papa Francisc. A creat un ceas personalizat, inspirat de Sfântul Francisc de Assisi, dar cu elemente reprezentative pentru suveranul pontif. Fărâme de piatră argentiniană, rocă vulcanică din Italia și pământ românesc. Ceasul a fost comandat de Guvernul României și a fost dăruit Sfântului Părinte astăzi de premierul Viorica Dăncilă. Mi-ar plăcea să fie mirat, bucuros și chiar să pună ceasul la mână. Este o încărcătură emoțională foarte puternică. Încercam să-mi scot uneori din cap că acest ceas va ajunge la Papa Francisc, pentru că mă emoționam și mi-era teamă să nu greșesc. Într-un mic atelier din Pucioasa, un tânăr designer de ceasuri a pus pe hârtie cea mai însemnată piesă din colecția lui, un ceas pentru Papa Francisc, o reprezentare extrem de tehnică și precisă a unuia dintre cei aleși să reprezinte divinitatea. Reprezentarea pe care am ales-o este un moment în care Sfântul Francis vorbește cu animalele. Spune că el vorbea cu animale, chiar am blânzit un lup în Gubbio. Inspirat dintr-un tablou de Giotto, creatorul ceasului a adăugat elemente specifice lui Jorge Mario Bergoglio, cel care a ales numele Sfântului Francisc, dar și elemente care să-i amintească de vizita istorică în țara noastră. Apoi, cu multă migală, le-a așezat pe toate într-un cadran. O piatră destul de importantă și specifică din Argentina, rodocozit se numește, de unde este Papa Francisc de origine. Apoi este o fărâmă de rocă din Etna, din Italia, din rocă vulcanică, și pământ românesc. Am hotărât să pun pământ românesc de aici, din Pucioasa. Are un mecanism elvețian automatic. Carcasa este din oțel și cu geam safir, o cărea oarecum simplă, în piele de vițel, și textura și culoarea se aducă puțin cu veșmântul purtat de Francis de Assisi în acea perioadă și, în general, de călugării franciscani. Ceasul va fi un cadou din partea guvernului pentru Papa Francisc. Suveranul pontif nu caută luxul, așa că suvenirul a fost croit exact pe gustul lui, simplu și cu semnificație. Este un om foarte modest și zmerit și nu cred că ar fi purtat un ceas care să arate mult mai mult decât ora. Papa Francisc a primit în ultimii ani cadouri extrem de prețioase, dar aproape de fiecare dată a ales să le scoată la licitație, iar banii obținuți au fost redirecționați către sărmani. Augustin Matei speră însă ca papa să păstreze darul lui ca o amintire.